Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Alături de mine în această seară în studio se află medicul Călin Tiu, totodată președintele Fundației Medis. Bună seara, domnule doctor, și bine ați revenit la noi în studio. Bună seara, mă bucur foarte mult că sunt din nou invitat în studio dumneavoastră, în primul rând pentru tema despre care vom vorbi și în al doilea rând pentru ambianța minunată pe care studioul dumneavoastră o oferă. Lucruri noi s-au întâmplat de când n-am mai fost într-o emisiune. Iar tema despre care noi vom vorbi în această seară, domnule doctor, este una interesantă, spun eu, și sunt convinsă că și telespectatorii care ne urmăresc sunt în asentimentul meu. Vorbim de Fundația Medis, care derulează proiecte europene de cercetare. Și am să vă rog să ne explicați de unde această preocupare. Îmi pare că, întru totul, inedit ca în contextul global încărcat al sănătății din țara noastră să existe și astfel de zone, astfel de teritorii în care echipe românești să fie implicate. Vorbim despre cercetarea medicală, vorbim despre implicarea unui colectiv românesc în efectuarea unor granturi europene direct în relație cu Comisia Europeană, fără interpunerea unor organisme naționale. De unde această preocupare? Nu este deloc recentă. Practic, am început în urmă cu 20 de ani, în 95, intram într-un prim studiu dedicat găsirii unui soft pentru computere util în diagnosticul durerii abdominale acute. A fost un proiect de tip Copernicus, este istorie. În acel proiect am fost implicat alături de un coleg inginer din București și acea intrare a noastră într-o astfel de echipă a însemnat de fapt deschiderea unei uși către prezent, către ziua de astăzi, pentru că de atunci au fost mulți pași făcuți în acest teritoriu. Au fost prezențe în o societate europeană numită Asociația Europeană pentru Studiul Durerii Abdominale Acute. Am avut calitatea de membru fondator în 96 al acestei societăți. Această societate, după ce a primit finanțare europeană la acel moment, a ajuns la concluzia onestă că nu putem da chirurgilor softuri cu care să pună diagnosticul și în felul acesta societatea și proiectul în sine au pierit după 3 ani pe limba noastră, pentru că evident se puteau cosmetiza lucrurile și să cer și mai departe finanțare, dar nu există loc de nesinceritate în astfel de proiecte. Și rezultatele, că sunt cele așteptate, că sunt cele neașteptate, contribuie cu toate, în final, la bunul mers al lucrurilor pe mai departe. Orice experiență în cercetare, chiar dacă nu-și atinge obiectivul, rămâne ca punct de referință pentru alte colective care vor să dezvolte ideea respectivă pe mai departe. Și acum întrebarea firească ar fi, domnule doctor, se obține greu un astfel de proiect? Da, se obține greu, e corect. Un astfel de proiect de cercetare europeană? Da, se obține foarte greu, pentru că în acest moment s-au creat niște consorții puternice, s-au creat niște instituții foarte puternice în Europa, axate pe cercetare. Rigoarea este foarte mare, trebuie mers foarte fidel pe concepția Comisiei Europene în momentul în care se depune grantul și există și această idee de colective compuse din mai mulți parteneri, din mai multe țări, trebuie găsite parteneriatele care să fie credibile, fiind compuse din parteneri credibile. În final, un grant de acest tip se obține greu. Pentru noi, românii, pot spune că este imposibil să obținem astfel de granturi prin aplicații ale noastre la acest nivel. De ce nivel pentru noi, românii, spuneți? Spun asta cu tristețe, dar cu speranța că, fiind ajutați și suntem ajutați să acoperim niște
locuri goale dintre noi și cei din vest, vom reuși la un dat și noi să venim cu propuneri. Noi încă ne încurcăm în birocrație și este foarte greu să aduci și să derulezi un astfel de proiect pe o legislație financiară pe instituții publice deocamdată în România. Și totodată institutele noastre de cercetare medicală sunt cumva foarte legate de proiecte proprii naționale și cumva au, cred eu, o disponibilitate destul de mică de a intra în astfel de echipe internaționale, europene, practic. Prezența Fundației Medicine, trei proiecte europene recent, s-a datorat nu unei contribuții personale, nu noi am creat ideea de cercetare, nu noi am venit cu propunerea, ci practic în urma unei activități, cum vă spuneam, de 20 de ani de lucru în cadrul unor colective de afară, la un dat am fost invitați să aplicăm alături de ei, iar prima aplicație pe care Medis a făcut-o în urmă cu 5 ani într-un proiect mare cu 9 parteneri extrem de importanți din lumea cercetării de afară și cu o finanțare susținută. În acel proiect pe 3 ani noi am avut work package-ul diseminare, deci practic primul nostru pas în această lume a cercetării europene a venit pe ușa pe care scria marketing și ne-am ocupat practic de promovarea proiectului și în felul acesta ne-am și școlit pentru că în următoarele două deja am putut să acoperim și alte pachete de lucru, alte domenii. A fost nevoie și de curaj să faceți lucrul acesta? Gândind retrospectiv, cred că a fost suficientă inconștiența pentru că daul nostru la invitația lor nu era în acel moment acoperit. Nu era un da, 100%. Da, nu știam în ce ne băgăm, dar am zis, poate că știu ei mai bine unde au nevoie de noi în acest proiect și nu putem refuza șansa unei provocări reale. Și a fost o provocare foarte mare, pentru că aici, exemplu, fundația și-a atins foarte bine rolul administrativ, pentru că legislația în România pe ONG-uri, chiar în limitele totale ale legalității, este mai liberă decât în zona de instituții medicale publice. Și practic am învățat din mers de la ei cum se fac toate operațiunile contabile și financiare, astfel încât să nu ne încurcăm și vă asigur că se verifică la ultimul euro tot ce cheltuiește ca în astfel de proiecte. De altfel, la fel când vorbim despre orice proiect, da, care se bucură, dar, de finanțare europeană și care, dar, știm cu toții, nu poate suferi nici modificări pe parcurs, trebuie justificat fiecare cent, așa cum spuneți. Intrarea în această zonă în urmă cu 5 ani s-a făcut într-un moment în care practic nu am putut să găsim o consiliere pe procedură economică financiară în țară, nici în anturajul imediat al oamenilor din zona de economie, dar nici măcar la nivel de instituții care îi controlau pe cei aflați în situația noastră. Cumva s-a intrat devreme, dar în momentul de față, uite că acum închidem al doilea proiect, KTS-ul și KTS, și nu am greșit nicăieri. De ce? Pentru că de câte ori am avut nedumeriri, tot pe partenerii de afară i-am întrebat și întrebările au mers de regulă pe o axă până spre Comisia Europeană, adică nu neapărat coordonatorii de proiect și au să ne răspundă pe loc. Dar există niște algoritmi foarte clar stabiliți de fiecare dată, în fiecare proiect, în funcție de tipul proiectului, și dacă ești atent, nu greșești. Domnule doctor, ce înseamnă KTS? KTS este un proiect foarte, foarte drăguț, născut din dorința colegilor de la un mare institut de cercetare în chirurgie din Spania. KTS înseamnă Keiron Training System și Keiron este preluat din mitologia greacă, era unul dintre centauri,
dar totodată în grecește termenul are legătură directă cu abilitățile manuale. Per total, această denumire a acestui proiect acoperă ideea de a crea un sistem de antrenament, de pregătire, de dobândire a abilităților fizice pentru chirurgi foarte tineri, pentru cei care doresc să pășească spre chirurgie. Și proiectul a fost gândit în special pentru studenți și rezidenți. Acum 2 ani s-a început cu munca în acest proiect și la final pot spune că cel puțin pe experiența din România a proiectului, publicul care într-adevăr este fascinat de proiectul nostru este cel format din studenți. Și atunci, ca să fim foarte onești, putem spune că acest produs, acest sistem de pregătire în chirurgia laparoscopică dedicat studenților este pe punctul de a-și atinge dezideratul. Am înțeles. Care sunt exact rolurile, atribuțiile pe care le are fiecare partener în cadrul acestui consorțiu despre care vorbeați? Acest consorțiu este unul mediu, format din 6 centre, din 6 nuclee diferite. Partenerul coordonator, cel care a și venit cu ideea în sistem, se numește Centrul de Chirurgie Minim Invazivă Jesús Susón din Cáceres, din Spania. Ei au lansat ideea, împreună am prelucrat-o, împreună s-a construit aplicația, ei au rămas în continuare la nivel de management pentru proiect. Tot din, vedeți, aici încercăm în final să obținem un produs tehnic, da? Și fiind vorba de un produs tehnic pentru medicină, a fost nevoie să se găsească în această echipă de proiect specialiști din zona de tehnic și din sala de operații. Așa că mergem mai departe. Primii am numit sunt experți în pregătire în chirurgie. Al doilea centru tot din Spania, din Madrid, Institutul Politehnic din Madrid a dat o componentă tehnică, ingineri care s-au ocupat de partea de soft, de calibrare în special. Există un institut de științe aplicate cu un fundament pedagogic foarte important în Leipzig, chiar așa se și numește în format englez, Institute for Applied Science, și cei de acolo au avut de rezolvat în special partea didactică a experimentului. Există o universitate medicală foarte serioasă, cea din Budapesta, Semmelweis, de unde au venit chirurgii în proiect. Există un centru, o companie care produce softuri, nu numai medicale, și jocuri în Atena, Avaca, și prezența noastră a celor de la Câmpina, noi fiind implicați în foarte multe faze ale proiectului, în toate practic, de la lansare, s-a lansat cu organizarea unor întâlniri cu studenții, cu discutarea proiectului încă din fașă, cu obținerea unui feedback, a unui interes manifestat de către tineri, și de acolo ideile au fost dezvoltate. Noi am organizat acest co-creative workshop în urmă cu 2 ani la București, în centru de training în chirurgia laparoscopică de la Spitalul Ponderas, și părerea micilor noștri, tinerilor noștri colegi a contat în economia dezvoltării acestui joc. După aceea, în partea de creere practică a jocurilor, pentru că o să vorbim de ideea de jocuri, în partea de acreditare, de validare, iarăși am fost implicat și am avut recent 2 întâlniri practice cu studenții care au folosit aceste instrumente ca atare și ne-au dat feedback-ul lor. Practic, KTS, ca să
explicăm de fapt în ce mod a obținut finanțarea europeană, ce anume a cucerit finanțarea europeană, aduce în față cel puțin două idei noi și importante. Știm că există în acest moment în lume o mulțime de simulatoare pentru chirurgia laparoscopică. Sunt dispozitive în care cu instrumentar de tip chirurgical se operează într-o cutie care înlocuiește cavitatea abdominală în cazul chirurgiei generale, dar pe un monitor apar ca și în realitate elementele de operație. Aceste dispozitive însă suferă din cauza prețului, sunt extrem de scumpe. Unul recent văzut într-o expoziție medicală era la 50.000 de euro, un preț pe care nu și-l permit clinicile din multe țări, nu mai numim doar pe a noastră. Și atunci KTS vine cu ideea de a aduce acele instrumente, de a aduce aceeași cutie goală, pentru că totul este pe soft, dar softul să fie unul singur, găzduit de un partener și prin cuplare la internet, prin conectare la internet, practicanții să aibă acces la soft. Ei bine, nu vă puteți imagina care e diferența de preț. O cutie de plexiglas goală cu două pense, trei pense uzate de chirurgie, că nu-ți trebuie noi, ajung undeva la sub 100 de euro. În momentul ăsta, aplicația devine... Majoritatea studenților la medicină au telefoane mai scumpe sau laptopuri. Bun. Și atunci aplicația devine extrem de facilă. O a doua dimensiune se folosește mult în momentul ăsta în zona de cercetare, termenul de gaming, de împingerea unor zone de practică către zona de jocuri. Ideea că îi dai unui student să rezolve cu instrumentarul chirurgical un joc pare mai seducătoare decât să-i dai să facă noduri, fă 100 de noduri astăzi și se va plictisi, da? Pe când dacă îl pui să aprindă niște lumânări, să prindă un șoarece înainte de a mânca toți biscuiții, de a aduna niște albine care scapă dintr-o colivie să le bagi, în momentul ăsta studentul va fi captivat și dovada este că pe cele două întâlniri cu studenții feedback-ul a fost foarte, foarte bun. Și în felul acesta îi vei ține pe începători mult mai aproape de practică decât dacă le vei da de la început să rezolve situații quasi reale. Care ar fi publicul țintă al proiectului? Publicul țintă al proiectului... Există așa ceva? Există un public țintă? Da, noi, vedeți că fiecare proiect începe cu foarte multe vise. Hai să facem, să prindem. Și în final vezi că îți iese mulțumitor sau bine un lucru din toate pe care ți le-ai propus. Noi sigur am scris la începutul proiectului că publicul nostru țintă e reprezentat de chirurgi începători, de rezidenți, de chirurgii mai mari. Ei bine, chirurgii de vârsta mea s-au uitat la joc, au zâmbit și au trecut mai departe. Nu s-au arătat deloc interesați să practice vreo activitate în această zonă. Rezidenții deja sunt prinși în programe foarte încărcate de training. Și nu i-am văzut foarte dornici să o ia de la nivel de joc în meseria serioasă pe care și-au ales-o. În schimb, studenții au venit cu foarte mare aplomb. De ce? Pentru că nu au mai văzut altceva. Nu au mai văzut altceva, da. Nu au acces la bloc operator, la simulatoarele acelea de 50.000 de euro de care spuneam. Și, într-adevăr, s-a dovedit că pentru studenți există un foarte mare interes și, de fapt, ca să vii cu învățarea chirurgiei prin joc, prin jocuri, nici nu trebuie să forțezi o altă plajă de vârstă și a studenților și e perfect. Se poate spune, domnule doctor, în momentul de față că fundația pe care dumneavoastră o reprezentați și o conduceți a căpătat așa o
oarește experiență în zona aceasta a proiectelor? Mai mare sau mai mică? Deci noi avem un proiect de 3 ani încheiat, în care activitatea noastră a fost foarte bine apreciată. Aveți KTS-ul? Primul s-a numit Fuzimo Focus Ultrasound in Moving Organs, un proiect care și-a propus să găsească soluții de folosire a ultrasunetelor de înaltă frecvență în cadrul organelor în mișcare. Pentru că pentru organele care stau pe loc, există foarte multe aplicații ale ultrasunetelor în acest moment, numai că pentru ficat, de exemplu, care în inspir, expir, se plimbă, încă nu există dispozitive care să regleze un tir de mare precizie pe tumorile hepatice, de exemplu. Acest proiect a decurs foarte bine și noi acolo am avut de făcut dissemination, partea de promovare, și atât am făcut, dar a fost un dissemination fabulos, deoarece la final am contabilizat peste 36 de evenimente de prezentare în 14 țări de pe 3 continente. Deci, practic, am fost extrem de activ, și nu numai activ, dar și convingători în final. Și de aici, practic, s-a pornit cu cealaltă două, pentru că fiind remarcați de alți parteneri ca îndeplinindu-ne bine o parte de job într-un proiect, am fost capacitați în KTS-ul, care, iată, după 2 ani se închide în acest moment și se închide cu un rezultat palpabil, credibil și care, după dissemination, după proiect, totdeauna trebuie să apară faza de exploatare și în acest moment se gândește, se caută soluții, pentru că de la prototip până la produsul de serie mai sunt niște pași care nu sunt ai proiectului în sine. Noi n-am făcut treaba, urmează să vedem ce se va întâmpla cu el. Și mă gândesc că nu se vor opri lucrurile aici, gândesc că aveți în perspectivă categoric și... Nu. Și ar mai fi al treilea proiect, ca să le numărăm pe toate, al treilea este în curs, de mai avem un an în față. Și are legătură cumva cu KTS-ul prin prisma faptului că se ocupă de uniformizarea curiculei de predare a chirurgiei în momentul de față în Europa, cu o altă grilă de parteneri. Ideile în proiectele europene există o foarte mare rigoare în efectuarea lor. Și imaginam lucrul ăsta înainte să intrăm să lucrăm, dar după ce am lucrat 5 ani în această zonă, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, această rigoare, care pe noi românii nu ne caracterizează foarte tare, din păcate, în ceea ce facem noi în rest, faptul că la fiecare termen trebuie raportată o situație, trebuie atins un nivel, un task încheiat și mers mai departe, face ca, în final, orice proiect dus până la capăt să fie valoros și prin compoziția lui, prin istoricul lui, nu neapărat prin produsul pe care îl finalizează sau nu. Pentru că cei care vor să continue, să includă ideea respectivă într-un alt proiect, au deja niște elemente foarte clar exprimate și detaliate. Iar KTS, în momentul de față, este privit cu interes pentru o aplicație mai mare, în care, ce povesteam în seara asta, să devină parte ca și o componentă dintr-un arsenal mai larg de aplicații pentru trainingul tinerilor în chirurgie. Deci se continuă. Există la momentul de față și un feedback din, nu știu, din partea potențialilor utilizatori? Noi am avut obligația să organizăm cel puțin 2 întâlniri cu potențial utilizatori. În final, noi am expus produsul și am implicat utilizatori, potențial utilizatori, în mai multe momente, nu mai în 2. Dar au fost 2 organizate conform rigorilor din proiect, tot la centrul de training în chirurgia laparoscopică de la București, de la Ponderas, unul în la mijlocul lui noiembrie și unul în 12 decembrie. La fiecare modul au participat câte 18 studenți.
Și părerea lor a fost foarte bună, au fost foarte interesați și sunt în continuare doritori să mai aibă contact cu produsul KTE și de asemenea informația a difuzat printre ei și în acest moment societatea română, societatea studenților la medicină din România, există o asociație a studenților la medicină, ne-a făcut o solicitare directă prin care își doresc să le oferim un modul de 4 zile, de un workshop de 4 zile în timpul congresului de chirurgie de anul care începe în 2016 la Sinaia. Și suntem în tratative cu rezultate evident pozitive cu domnul profesor Beuran, cu conducerea congresului, ca pe parcursul congresului, într-o sală dedicată, două unități KTS să fie puse împreună cu lectorii aferenți la dispoziția studenților și ne vom organiza în mai multe serii. Faptul că studenții vin cu o petiție în acest sens și ne solicită, zic eu că reprezintă un punct câștigat. De asemenea, după cele două întâlniri cu studenții, ne-au trimis pe mail feedback-ul lor pentru ședința respectivă. Și feedback-ul de asemenea, l-am prezentat la ședința de încheiere a proiectului la Caseres, am prezentat exact aceste două scrisori ale studenților cu feedback-ul lor vis-a-vis de produs și toți am înțeles că suntem pe un drum pe care trebuie să-l finalizăm bine. Și o ultimă întrebare, domnule doctor. Cum vedeți dumneavoastră în perspectiva imediată, dar și pe termen lung, amortizat această investiție? Și nu mă refer doar la capitolul financiar, mă refer și la ceea ce înseamnă volumul de muncă, pentru că cred eu și de fapt sunt convinsă, volumul de muncă a fost uriaș. Volumul de muncă este mare. Când vorbim de proiecte europene, vorbim de fapt despre proiecte finanțate de Comisia Europeană. Comisia Europeană poate să vină cu acoperirea costurilor în totalitate sau parțial. Spre nefericirea noastră, KTS a fost un proiect în care Comisia a acoperit 75% din costuri. Iar restul de 25%? Restul am venit cu bani de acasă. Am venit cu bani de acasă pentru această idee. Fiecare partener pe suma și procentul din total costuri proiect a avut de acoperit și cum niște vedeți utilitatea acestei mii de investiții? Euro. Și există posibilitatea ca banii cel puțin cheltuiți să nu-i mai vedem dinspre acest proiect niciodată înapoi, pentru că nu înseamnă neapărat că acest proiect va ajunge în faza de produs de serie. Dar în parcursul acestei primăveri avem în vedere exact partea de valorificare a proiectului și această valorificare poate să însemne preluarea produsului de către un partener din industrie, din zona, care să-l comercializeze și atunci să apară niște foloase financiare care se întoarcă proporțional și spre investitori. Dar dincolo strict de gândul că ar trebui să ne recuperăm banii de undeva, rămâne satisfacția unui lucru foarte bine făcut. Și vreau să vă spun că banii pe care Medici i-a dus în acoperirea acestei diferențe din proiectul KTS sunt bani proveniți din celelalte proiecte de cercetare. Adică am avut și proiecte în care totul a fost finanțat. Când se închide un proiect cu finanțare din partea Comisiei Europene, rezultatul final al proiectului este proprietatea consorțiumului. Deci Comisia Europeană nu cere niciodată bani înapoi pentru susținerea financiară a unor proiecte de cercetare. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați împărtășit toate aceste lucruri extraordinare din punctul meu de vedere și vă doresc succes în continuare. Pentru că nu am cum să vin aici cu 18 studenți în studioul nostru care e atât de cochet și frumos și de bine expus. Vă invit la Sinaia în perioada 2-4 iunie.
la Casino, va fi Congresul Național de Chirurgie acolo și veți vedea acești tineri extrem de interesați să învețe lucrând pe cele două unități ale noastre. Cu siguranță, în vara lui 2016 o să fim și noi acolo. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc un an mai bun decât cel care se încheie și cu cât mai multe reușite și proiecte la fel de frumoase. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Domnilor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O seară plăcută în continuare. La revedere!